România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră dezbatem împreună o ediție de politică, să știți, pentru că la sfârșitul săptămânii trecute, când s-au încheiat aparent, eu cred că nu s-a încheiat nimic, cum să zic eu, noaptea aia tensionată din PSD, criza din PSD, putem să-i spunem cum vreți dumneavoastră, aceste lucruri au rămas nediscutate și mă gândesc că poate ar trebui să vă țin în primul rând la curent cu ele. În primul rând, poate că vă mai amintiți, trebuie să fi văzut la știri până acum, dacă nu o să ascultați la noi la radio, după noaptea cuțitelor lungi din PSD, în care trei miniștri și-au dat demisia, și-au anunțat demisia în ciuda votului de susținere al partidului, domnul Liviu Dragnea, împreună cu domnul premier Mihai Tudose, au avut o declarație comună din care mai nimeni n-a înțeles nimic. Vă propun înainte de toate să ascultăm o mică bucățică din acea declarație făcută de domnul Dragnea. Toți am greșit în ultima perioadă, absolut toți. Toți ne-am lăsat influențați de oameni de bine, de oameni din afara partidului care brusc au devenit foarte grijulii cu PSD-ul. Dintr-o dată au devenit foarte grijulii cu PSD-ul și dau sfaturi cum e bine și cum nu e bine. Doar să produce o ruptură. PSD-ul astăzi a trecut printr-o cumpănă foarte mare. A doua zi, după ce s-au împăcat, s-au pupat cu jurnaliști, cu, na, cum se face pe la noi, domnul Dragnea a fost un pic mai specific, fără să facă în mod necesar o legătură directă între declarația anterioară cu cei care ar fi vrut să rupă PSD-ul dând sfaturi și a doua declarație făcută la anunțarea noilor miniștri votați de conducerea PSD. Declarația pe care o să o ascultați acum a fost făcută deci vineri. Nu mai cred în neimplicarea politică a președintelui Iohannis. Nu mai cred în asta. Și de asemenea îl rog să nu se mai refere la PSD niciodată, pentru că nu e treaba dumnealui. Dacă vrea să vorbească despre PSD, se poate face membru de partid și să-și dea cu părerea despre PSD. Așadar, domnul Liviu Dragnea a anunțat mai întâi că factorii externi PSD-ului au produs o criză care a produs o mare cumpănă în PSD, iar a doua zi a anunțat că el pe la Cotroceni nu mai trece până după alegerile din 2019 și că nu mai crede în neimplicarea președintelui Iohannis. Poate sunt eu defect, poate fac prea multe corelații. Mie mi se pare că domnul Liviu Dragnea îl acuză, de fapt, oarecum, pe președintele Iohannis, că este cel care l-a asmulțit, de fapt, pe premierul Tudose să producă această criză din PSD. Nu contează foarte mult opinia mea la această emisiune, sigur contează însă opiniile dumneavoastră, mai ales în contextul în care până la această oră guvernul domnului Tudose ar fi trebuit să trimită la Cotroceni cele trei nominalizări decise de partid și o să mă refer în special la domnii Marius Nica pentru fonduri europene și Paul Stănescu pentru Ministerul Dezvoltării și încă n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o? Păi, domnul Marius Nica este contestat chiar din interiorul PSD de domnul Teodorovici, l-ați auzit mai devreme la știri, iar domnul Teodorovici de data asta, chiar dacă nu spune adevărul până la capăt, cred că totuși face un demers bun pentru țara noastră. Marius Nica a fost ministru fondurilor europene pe finalul guvernului Ponta, adică în ultimul an al guvernului Ponta. Sfârșitul lui 2015, începutul și aproape tot anul 2016, atunci când, scuzați-mă, 2015, sfârșitul anului 2015, 2016 a fost guvernul Cioloș, atunci când România ar fi trebuit să lanseze formulele pentru noul exercițiu financiar bugetar al Uniunii Europene. Rezultatul a fost că la sfârșitul anului 2015 țara era complet nepregătită și în prima parte a anului 2016 nu s-a tras nimic de pe noul exercițiu bugetar. La asta se referă, de fapt, Teodorovici. Pe de altă parte, Paul Stănescu, baron de la Olt, președintele PSD Olt, apare într-adevăr într-o încheiere a tribunalului Olt, prin care se confirmă reînceperea urmăririi penale într-un dosar la care DNA Craiova inițial dispusese neînceperea urmăririi penale împotriva lui Vâlcov și a lui Stănescu. Asta ceea ce înseamnă, atenție, că dosarul respectiv, chiar dacă este în urmărire penală, nu e automat în urmărire penală împotriva persoanelor. Deci domnul Stănescu nu este în faza în care se află doamna Sevil Şaideh, dar ar putea fi, mai ales că DNA-ul investighează anumite lucruri care s-au întâmplat acolo la PSD Olt.
Aceasta este realitatea în care președintele, vă spuneam mai devreme, ar putea refuza numirea unor miniștri, ceea ce sigur n-ar produce nici pace între Cotroceni și PSD, ba poate chiar nici pace în PSD. De aceea vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, pe dumneavoastră, în primul rând, dacă dumneavoastră considerați că președintele Iohannis se află în spatele acestui atac din interiorul PSD și dacă președintele Iohannis ar trebui sau nu să accepte anumiți miniștri, chiar dacă are dubii în legătură cu competențele domniilor lor, doar pentru a menține stabilitatea țării. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, Cosmin! Nu cred că președintele este în spatele acestei conspirații despre care tot vorbește domnul Dragnea. Domnul Dragnea care n-a cam obișnuit cu declarații, mă rog să le numesc, care se bat cap în cap, dacă nu chiar aberante. Nu toate declarațiile aberante ale domnului Dragnea. E adevărat că din când în când se mai luptă și cu Soros, ca orice conservator care se respectă, domnul Dragnea. Așa. Da, schimbă părerile de pe zi pe alta, de pe un an pe altul nu mai vorbesc. Cred că dânsul este singurul responsabil pentru criza din PSD, care, mă rog, contează mai puțin, dar mai ales pentru criza în care se află România și noi toți. Absolut nimic din comportamentul președintelui, care, să fii serios, nu este nici președintele ideal, dar nimic din ce face președintele nu denotă faptul că ar fi în spatele conspirațiilor de care vorbește Dragnea. Ce ar trebui să facă președintele Klaus Iohannis în cazul în care are dubii în legătură cu unii miniștri ce vor fi propuși de către premierul Tudose? Ce ar trebui să facă orice om cu o minimă conștiință. Nu vreau să folosesc cuvinte mari aici, să vorbim de patriotism, dar conștiința ar trebui să-l oblige să refuze orice propunere care... Atenție, în cazul miniștrilor, a miniștrilor doar, avem o decizie a Curții Constituționale care a adugat la Constituție, pentru că era o situație neprevăzută de Constituție, s-a întâmplat pe vremea mandatului președintelui Traian Băsescu, președintele poate refuza doar o singură dată o nominalizare de ministru. Altfel spus, și dacă îi dă înapoi, a doua propunere va fi nevoit să o accepte. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Nu cred că aici așa este vorba de o manipulare. Cred că condițiile unui compromis politic existau și erau create deja de domnul Dragnea. Din acest troc, hai să-i spunem așa, au de câștigat cele două personaje, și domnul Iohannis pe de-o parte și domnul Tudose pe de altă parte. Ce trebuie să facă președintele? Păi, ca să-și mențină cumva verticală declarația de susținător al justiției, trebuie să refuze orice propunere pentru prima oară care contravine acestei, nu știu, abordări din justiție. Să o refuze de principiu sau să o refuze dacă nu-i place persoana ce-i propusă? Cred că prima, Moise, să refuze din principiu. Păi, adică dacă există o persoană care are probleme cu justiția sau care face parte dintr-o cercetare penală, acum ar trebui să o refuze. Nu avem această... Atenție, deci... Dacă vreți, vă și citesc. Cred că trebuie să explic eu cât mai bine procedura asta ca să nu existe niciun fel de dubiu. În momentul în care un procuror dispune în începerea urmăririi penale, procurorul ierarhic superior, în cazul ăsta n-a fost vorba de șeful DNA Craiova, ci de conducerea DNA Central, poate infirma o soluție de neînceperea urmăririi penale. Aici avem un dosar în care DNA Craiova investigase mai multe persoane, pe Vâlcov, Paul Stănescu, Minel Prina, Bogdan Grațian, Langa și alții de acolo, de la Slatina. Iar procurorul de la DNA Craiova a zis, nu, neînceperea urmării penale, NUP. După care DNA Central a zis, nici vorbă de NUP, întoarce-te și investigează faptele. Acest tip de soluție trebuie confirmată de către un judecător, de către Tribunalul Olt, ceea ce s-a și întâmplat. Tribunalul Olt a confirmat. DNA Craiova trebuie să investigeze faptele. Atenție, faptele, nu persoanele. Ceea ce înseamnă că la ora la care noi vorbim, împotriva domnului Paul Stănescu, nu există o urmărire penală începută, așa cum este în cazul doamnei Sevil Shaedeh. Dar sigur, acest lucru poate apărea. E o problemă de percepție aici, așa-i? În continuare, e un nume cumva parcă pătat, poate folosesc un termen puternic. Nu știu, nu m-aș băga, n-aș merge atât de departe, sincer să vă spun. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, cred că cel puțin odată
ar trebui ca domnul președinte să refuze o asemenea nominalizare, fiindcă are acest drept. Bine, vă mulțumesc pentru opinia noastră. Cred că ne-am aflat într-o situație oarecum similară. Încerc eu să-mi amintesc exact cum s-au desfășurat lucrurile atunci, când Victor Ponta l-a propus pe Darius Vâlcov pentru ceva, dar nu mai știu exact pentru ce, iar președintele de atunci, care era domnul Traian Băsescu, a zis are probleme penale. N-avea probleme penale. Nu în sensul de începută urmărirea penală sau trimis în judecată. Mai târziu însă s-a dovedit că avea probleme penale și încă foarte grave, însă la data respectivă DNA-ul nu comunicase niciun fel de urmărire penală împotriva domnului Darius Vâlcov. 0372069599. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua tuturor! Eu cred că am atât de multe cunoștințe despre tot ce înseamnă conducerea țării, dar se vede totul de departe, se vede ce se întâmplă sus la conducere. Eu am fost eliberat condiționat în 2018, am fost închis o perioadă de timp. Apoi am vrut să mă duc la vot. Nu am reușit să votez pentru că nu am acest drept. Pentru că am fost închis, am fost cercetat penal și chestii din astea. Așa. De ce au dreptul să intre la conducere dacă sunt cercetați penal? Poate nu cercetat, că a spus mai înainte că încă nu am explicat, da. Tocmai de aceea dau aceste lungi explicații, pentru ca dumneavoastră să fiți la curent. Dumneavoastră, atenție, domnule, dumneavoastră vi s-au suspendat drepturile civile prin sentință. Exact. Dar eu de ce să mă duc să votez? Întrebarea este de ce domnul Dragnea poate... Așa, de ce domnul Dragnea a putut să candideze și deci să voteze, iar dumneavoastră nu puteți? Pentru că așa au decis judecătorii și pentru că așa e legea în România. Dar nu este corect. Și de asta cred că președintele poate încerca să bage un pic de zarvă în Parlament. Pentru că trebuie dat cumva la o parte. Cine e cu penal, cine are contact. De curiozitate, pentru ce fapte ați fost condamnat, Răzvan? Pentru conducere fără permis și fur calificat. Să fim atenți. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu zic că ar trebui să accepte Iohannis, pentru că e dreptul omului să fie ministru. E dreptul omului să fie ministru? Ba da, e dreptul lui, nu? Să fie un ministru din guvern, dacă nu-i încă cercetat. Este, da, aveți deci dreptate. Nu sunt dovezi clare. No. Adică are prezumția de nevinovăție, deocamdată. Da, atenție, o funcție publică, dincolo de dreptul fiecăruia dintre noi de a ocupa o funcție sau o demnitate publică câtă vreme nu suntem în situația lui Răzvan, sau... Da. În cazul domnului Dragnea funcționează suspendarea. Ascultați-mă. Dincolo de dreptul fiecăruia dintre noi de a ocupa demnități publice, mai intervine și responsabilitatea celor care numesc oameni în demnitățile respective și care trebuie să țină cont și de interesul comunității pe care demnitarii respectivi o conduc. Mă înțelegeți? Interesul comunității deja e călcat în picioare cu un asemenea parlament și cu șeful Senatului și Camerei Deputaților. Asta este părerea dumneavoastră. Ce mai discutăm? Asta e părerea dumneavoastră. Nu, cei care s-au dus la vot... Ascultați-mă, hai să fim onești. Cei care au fost la vot au exprimat prin vot o altă opinie decât dumneavoastră, în mod majoritar. Cei care s-au dus la vot au exprimat, da, de fapt, și cei care nu s-au dus nu au putut să-și exprime că nu au avut cu cine să voteze. Da. Deci dumneavoastră ce credeți? Domnul Iohannis este cel care l-a atâțat pe domnul Tudose împotriva lui Dragnea? Nu. Singuri între ei se mușcă ca șacalii și până la urmă sperăm cât mai repede să explodeze problema PSD-ul și să se facă cumva curățenie în Parlament, în Guvern. Și da. Noi, ca oameni, ar trebui să susținem lucrurile astea, că dacă stăm toți și vorbim pasiv la telefoane, televizor, nu facem nimic dacă nu mergem să mișcăm ceva. Ce ați vrea să facem? Ne adunăm și să cerem dizolvarea Parlamentului. Acum, sigur că da, dizolvarea Parlamentului presupune o procedură constituțională care trebuie să îndeplinească niște condiții, însă nu știu dacă poate fi cerută în stradă, însă eu aș zice totuși să nu fim atât de nerăbdători. Sigur că da, în cazul în care mai comit una din aia cum au mai făcut, e posibil să stăm, să ieșim în stradă și să stăm acolo până la alegeri anticipate. Se poate întâmpla una de felul ăsta. Deocamdată să fim atenți la ce se întâmplă între ei. 0372069599. Bună ziua, Claudiu!
Bună ziua, salut Moise. Vă ascultăm. Eu aș vrea să spun că, de fapt, situația se poate rezuma în felul următor. Niște hoți mai mici vor să fie și ei hoți mari. Cam asta s-ar vreți putea să fiți mai puțin eliptic? Care sunt hoții mici și care sunt hoții mari? Hoții mici. Hoții mici sunt reprezentați oarecum de domnul Tudose. Da? Și... Deci știu, domnul Tudose nu are probleme penale. Nu, nu are probleme. Are probleme cu niște conturi. Dar, în sfârșit, asta nu contează prea mult în momentul de față în România. Ideea este în felul următor. Tot știm. Adică ar fi ce se desfășoară acum în fața noastră ca o piesă de teatru. Cum să vii cu niște oameni care totuși asupra lor planează anumite discuții, anumite probleme juridice sau mai puțin juridice. Ideea, vreau să fiu mai clar. La noi în România nimeni nu urmărește ca în funcții de conducere să ajungă oameni competenți și oameni care nu au dosare. Pentru că acei oameni nu se pretează la anumite operațiuni, să le spunem așa. Dacă vrei să furi, îți pui un om care va fi dispus să te ajute să furi. Cam asta ar fi în mare problema noastră în momentul ăsta. Să știți că până acum n-ați făcut decât să enumerați un lung șir de prejudecăți. Dar v-am întrebat niște lucruri foarte concrete. Credeți că președintele Iohannis a fost în spatele lui Tudose sau mai bine zis al atacului pe care Tudose l-a făcut la adresa lui Dragnea? Nu cred că a fost în spatele domnului Tudose în mod direct, dar îi convine al naibii de rău această situație. Adică este adus în joc și cred că va juca această mână, pentru că de multe ori este ascuns, dar acum pur și simplu i-a fost servită mingea. Cred că va respinge cel puțin două dintre propuneri. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599. Costin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Părerea mea este că domnul Iohannis nu e în spatele acestei situații din PSD. Dacă ar fi fost domnul Băsescu președintele, aș fi suspectat direct, fără nicio problemă. Nu. La domnul Băsescu nu era nimic de suspicionat. Domnul Băsescu ieșea la televizor și zicea atât de multe lucruri încât nu mai lăsa nimic în spate. Totul era în față. Da. Atât de în față încât la un moment dat nici Națiunea nu l-a mai suportat, să mă ierte. Da. Pe de altă parte, de principiu, domnul Iohannis ar putea să-i pură pe cei de la PSD, Dragnea și Tudose, în principiu, și cu domnul Tăriceanu să iasă în față să spune, domne, suntem de acord sau nu suntem de acord ca un ministru care a ajuns să aibă un dosar penal să zboare instantaneu, legal, să nu mai existe discuții. Deci dacă a ajuns să aibă dosar penal, să fie automat destituit. Dosarul penal, are mai multe faze. Dosarul penal are mai multe faze pe care... Nu interesant ce fază este. În faza de acum nu s-ar preta, dar în faza următoare, când omul ar fi urmărit penal, cum este Sevil Șaidec, să nu mai existe discuții. Legea să fie foarte clară. Dom'le, în situația asta, o persoană nu mai poate ocupa o funcție de un anumit nivel. Știți că discuția... Dacă e la o primărie din Chitila, de undeva, poate nu e o problemă atât de mare. Da. Dar dacă este ministru, este o problemă foarte mare. Discuția în momentul de față nu mai e decât pe interpretarea textului constituțional, care e formulat de așa manieră încât politicienii noștri și mult prea pomenitul în această emisiune, deja că mă enervez eu, domn Traian Băsescu, a interpretat-o la un moment dat că doar pentru faptele săvârșite în timpul unui mandat, dacă e urmărit penal, trebuie suspendat un ministru. Altfel, dacă el, așa, înainte de a fi ministru, a făcut cine știe ce, atunci el trebuie să rămână ministru. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Încerc prin emisiunea de astăzi să lămuresc cât mai multe în contextul actual, pentru că sentimentul meu este că mai urmează evenimente. Dar atenție, m-am mai înșelat. Mihai, bună ziua. Bună ziua. Și mai urmează alte evenimente. V-am ascultat foarte atent, domnul Bran, argumentația dumneavoastră vis-a-vis de domnul Stănescu sau Paul Stănescu. Da, de la ori. Și acolo m-a surprins o chestie și cred că domnul președinte este prins pe undeva în capcană, pentru că s-ar putea ca să urmeze și alte evoluții în dosarul respectiv. S-ar putea. Aș sublinea acel s-ar putea. Deci nu știe nimeni chestia asta. Poate să știe doar DNA-ul, procurorul care face cazul DNA-ul respectiv. DNA-ul. Și aici intrăm pe narativa domnului Tăriceanu,
că guvernele sunt făcute de DNA. Sau, mă rog, cam așa s-a exprimat. Depinde pe cine pui în guvern. Sigur că dacă pui în guvern oameni care au o istorie foarte complicată din punct de vedere al faptelor de corupție, ce să-i zici DNA-ului? Nu te mai atinge de... Nu mai investiga infracțiuni că i-am băgat pe toți în guvern ca să aibă imunitate, sau cum? Și aici, iarăși o altă chestiune și cred că asta va fi soluția, că într-un guvern cu atât de mediocru, să pui altceva decât un mediocru, este prea mult. Și cred că mediocritatea pe care o are guvernul actual, de fapt toate guvernele anterioare, va aduce un bonus pentru domnul președinte. Cred că, deci, cred că dumneavoastră... Vă rog să mă iertați, Mihai, dar nu cred că folosiți corect termenul mediocru. Da, îmi scuze, sunt un gură. Bun. Ok. Asta a fost, măcar a fost o glumă bună. Vă mulțumesc. 0372069599. Adevărul este că guvernele din acest an, aici e punctul meu de vedere, guvernele din acest an, Grindeanu și Tudose, greu se apropie de calificativul mediocru. Pentru Dumnezeu, ne apropiem de sfârșitul anului, nu mai au bani să plătească bursele elevilor, în unele cazuri nici salariile profesorilor. Pentru cât și-au mărit salariile. Și asta nu e o mediocritate, e un dezastru. Dar, mă rog, încă ticăie, încă n-a explodat. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Vă ascultăm. Dumneavoastră sunteți tot ungur? Nu sunt ungur, nu. Nimeni nu-i perfect. Poftiți, Alin! Nimeni nu-i perfect. Referitor la criza aceasta de care spuneați dumneavoastră, cred că singurul vinovat este domnul Liviu Dragnea. Atunci când apare neputința, caută vinovați în alte părți și nu se uită în ograda proprie. E vorba de domnul Dragnea pentru că el și-a ales foarte prost miniștrii. Nu duce lipsă PSD-ul de oameni bine pregătiți, numai că dumnealui și-a ales pe toți cei care îi sunt slugarnici. Și atunci, doar de curiozitate, spuneți-mi și pe un om bine pregătit din PSD pe care dumneavoastră îl știți și, din păcate, el n-a fost numit ministru. Inclusiv Teodorovici, care l-ați pomenit dumneavoastră mai devreme când făcea referire la domnul Nica. Nu știu care este nivelul de pregătire al domnului Teodorovici acum, dar să știți că atunci când a fost ministru și la fonduri europene și la finanțe, eu n-am fost foarte încântat de ce a făcut domnul Teodorovici. Eu mă așteptam, de exemplu, acum să-l opere domnul Țuțuianu, să vină la dezvoltare în locul domnului Stănescu, care a fost înlăturat omișelește de către domnul Dragnea. Sunteți un cunoscător, se pare, al conflictelor intime din PSD, să înțeleg. Urmăresc cu atenție și emisiunea dumneavoastră și tot ce... Ia, spuneți-mi și mie, ce credeți? Domnul Paul Stănescu ăsta e omul lui Dragnea sau e un om anti-Dragnea? Că există opinii și de o parte și de alta. Eu zic că este omul lui Dragnea, că este foarte apropiat și atunci de aceea l-a ales pe acest om ca să poată să controleze în continuare tot ce înseamnă țara până la urmă, pentru că acolo sunt fondurile care se duc către primării. L-ați acceptat dacă ați fi în locul domnului Iohannis? Eu cred că domnul Iohannis are posibilitatea, are serviciile care ar trebui să conlucreze, să-l anunțe dacă trebuie să primească pe unul sau nu, dacă planează asupra... Ei, aici e o problemă cu serviciile astea. Să ne înțelegem. Adică, mă rog, e multă lume care nu înțelege aceste lucruri, fie și pentru că, e adevărat, se desfășoară o campanie publică extraordinară. Dom'le, serviciile nu produc probe. Serviciile dau informații și atât, inclusiv DNA-ului, exact. Da? Sau domnului președinte. Îi trimit niște informații în care scriu așa: Paul Stănescu a făcut și adres. Ele nu produc probe astfel încât Paul Stănescu vreodată, să știe domnul Iohannis cu certitudine că Paul Stănescu vreodată va ajunge în fața instanței. De asta se ocupă DNA-ul, procurorii. Exact, aveți mare dreptate, dar totuși... Deci nu supraevaluați serviciile, că după ce căs niște tântălei care fac o grămadă de greșeli, din păcate există și un mit în România în legătură cu ce pot să facă serviciile astea. Potrivit legii, nu pot să fac atât de multe. Exact, dar dumnealui are posibilitatea să refuze atunci când asupra unuia planează anumite aspecte de genul acesta și eu cred că pentru o bună guvernare ar trebui, atunci când se planează astfel de situații, să refuze dacă are această posibilitate. Ok. Ce ziceți? În spatele atacului lui Tudose, președintele Iohannis? Nu, v-am spus, e neputința și atunci căutăm vinovați. Vă mulțumesc. 0372069599. Nebănuite resurse are această emisiune de informații, în special resurse de informații în rândul ascultătorilor. Marius, bună ziua! Bună! Literalmente Marius, sunt încântat, adică nu fac mișto, chiar mă încântă ceea ce aflu și aud de la dumneavoastră. Poftiți, Marius!
Referitor la tema dumneavoastră, cred că istoria PSD-ului ne va arăta oarecum ce se va întâmpla, la fel cu Dragnea. Cum a făcut el cu Ponta, Ponta cum a făcut cu Joană, cred că e oarecum nu mai poate stăpâni și va veni și sfârșitul lui. Încercați să extrapolați deci un model de sfârșiere internă a PSD-ului la intervale regulate de timp. Să știți că nici Joană nu seamănă cu Ponta, nici Ponta nu seamănă cu Dragnea. Nici, dar PSD-ul seamănă cu PSD-ul. Ok. Și la ce concluzie ar trebui să ajungem? Din asta. Că în scurt timp va veni altcineva, probabil la fel sau puțin diferit decât Dragnea, dar tot pe aceeași tagmă din PSD. Iar referitor la Iohannis, cred că ar trebui să păstreze principii. Este ceva ce ne lipsește tot mai mult în țara asta, principiile după care ne ghidăm. De exemplu, care e principiul pe care ar trebui să-l păstreze acum președintele? Integritate este principiul după care mă ghidez eu și ar trebui și asta ne poate ajuta și ne poate scoate. Vreți să spuneți, adică faptul că președintele adică nu ar trebui să accepte pe cineva asupra căruia există suspiciuni. Exact, asta înseamnă integritate. Să rămână la principiul pe care și l-a ales și pe care cred și deocamdată a arătat că se ghidează după acestea. Mie mi-e frică să nu fie o capcană, vă spun sincer, asta cu Stănescu ăsta. Pentru că, așa cum v-am precizat, nu este începută urmărirea in personam împotriva lui. Deci am aflat că ar fi putut fi la un moment dat doar pentru că parchetul DNA Craiova a decis neînceperea urmăririi penale împotriva mai multor persoane. Cătălin, bună ziua! A închis. Ionuț, bună ziua! Ionuț? Alo? Bună ziua! Alo? Salut, Moise, salut! Părerea mea este că președintele nu se află în spatele mișcărilor din PSD actuale, ci se află interesul tuturor, să zic așa, celor de la conducere din PSD, interesul fiecăruia în parte și Tudor s-a prins și el momentul ca să iasă puțin în față și să mai smulgă puțin din puterea lui Dragnea, să zic așa, și președintele nu face nimic decât să profite din timp de... Cum profite? Și bine face. Cum ar putea să profite Klaus Iohannis? Profită la modul că orice ceartă în PSD și orice îi aduce un plus de imagine, un plus de... Se ridică și mai mult în sondaje, adică lumea înțelege că, practic, Iohannis e mult mai serios și mult mai decât ceea ce oferă PSD-ul momentan. Ok. Din punct de vedere, ce ar trebui să facă cu aceste propuneri? Care, atenție, încă n-au ajuns la Cotroceni, deci, înseamnă că ceva se mai întâmplă deci, acolo. Dacă nu sunt dosare penale deja deschise și nu este pus sub urmărire penală niciunul, ar trebui să accepte. Până la urmă, PSD-ul are majoritatea și ar trebui să-și impună oamenii. Dacă se dovedește că, într-adevăr, s-a comis vreo faptă și sunt dosare consistente și așa mai departe, trebuie să refuze categoric. Dar, după cum se știe, majoritatea de la vârful PSD... Nu prea e nimic curat acolo, adică mai devreme sau mai târziu iese ceva. Și într-adevăr, și dosarele, eu părerea mea este că legea răspunderii magistraților trebuie băgată, pentru că și dosarele se fac destul de... Să zic așa, nu prea sunt... Iertați-mă, deci încă o dată, aș vrea să vă amintesc faptul că partea de răspundere a magistraților din propunerile alea rele ale domnului Tudorel Toader... E o vrăjeală, adică nu e cine știe ce răspundere în plus față de răspunderea care există deja în acest moment. Mare atenție cu acești cai de bătaie, răspunderea magistraților. Ok, și acum există răspunderea magistraților. Singura diferență pe care o va aduce în cazul în care va fi adoptată propunerea respectivă e că nu va mai fi opțională tragerea la răspundere, ci va fi obligatorie. Dar sigur și magistrații trec ca orice cetățean din România, indiferent ce sunt ei, printr-o procedură penală. 0372069599. Constantin, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Aș încerca să răspund pe scurt la întrebările dumneavoastră, și anume, cred că domnul Iohannis nu este implicat în acest scandal politic și nici nu ar trebui să fie. Auziți, ia să precizez eu un pic întrebarea. Dar dacă ar fi, de exemplu, domnul Helvig implicat, s-ar pune că e domnul Iohannis sau nu? Știți, domnul Helvig este șeful SRI-ului.
Sigur, dar mai înainte dumneavoastră a specificat că SRI-ul trebuie să furnizeze informații și eu cred că e corect lucrul ăsta. Depinde cui le furnizează. Știți că și primul ministru se află printre beneficiarii de informații de la SRI? Nu în, nu în aceeași calitate ca și președintele Iohannis însă. În cazul acesta, eu cred că este corect să fie așa. Și atunci afirmația domnului Tudose că nu dorește ca să aibă oameni cu probleme cu justiția în guvern, cred că este absolut corect. A doua întrebare a dumneavoastră a fost dacă domnul președinte ar trebui să refuze. Da, cred că ar trebui să refuze categoric orice fel de chiar și aluzie cu justiția unuia din membru din guvern. Pentru că noi avem o problemă de moralitate atât în politică cât și în administrație. Și atunci, dacă renunțăm la principiul acesta, noi nu avem cum să avem niciun fel de speranță. Eu cred că președintele Iohannis, presupunând că face vreun joc dubios, n-are niciun motiv să-l refuze pe domnul Paul Stănescu, mai ales în condițiile în care, v-am zis, ar fi o capcană. Adică ar fi periculos să-l refuze, având în vedere faptul că nu e începută urmărirea penală împotriva domniei sale. Dar punem altfel, dacă începe urmărirea penală mai târziu când o fi ministru, asta e în avantajul sau în dezavantajul unui viitor candidat la președinție de partea elaltă, cum e domnul Klaus Iohannis? Ce ziceți, Marius? Bună ziua! Bună, Moise! Eu cred că cel mai important lucru la ora actuală trebuie să respectăm votul cetățenilor din România. Uh-huh. PSD-ul a venit, PSD-ul, PNL-ul, toate partidele politice au venit cu o platformă, au cerut un vot cetățenilor din România. Toți știam că PSD-ul, PNL-ul sunt oameni care au dosare penale. Că mai ales le vor PSD-ul. Duce la bun sfârșit. Mai ales PSD-ul. PSD-ul, toate partidele politice, toți oamenii... Nu. Vă dau un exemplu și la PNL. Nu toți oamenii, vedeți că genul acesta de generalizare e drăguță când vine dinspre partea asta. Da. Eu, dacă spun eu de exemplu, domnule, peneliștii la fel fostul ca PSD-iștii. Fostul ministru de la PNL, e una. De la Alba Iulia, așa, care au avut dosar penal, au pierdut postul și pe urmă l-a achitat, sau așa, domnul Rușanu. Așa. Vedeți că cineva a plătit, dar nu asta vreau să vă spun. Eu zic în felul următor. Cineva poate plăti, bineînțeles, pentru greșelile pe care le-a făcut. Noi, statul român, la CEDO, dar problema e alta. Noi trebuie să le dăm gir celor de la PSD, indiferent ce oameni au, ei trebuie să facă ceva pentru țara asta. Păi tot și cine împiedică, domnule? Stați așa, cine împiedică să facă? Toți spun, domnul președinte, să nu accepte. Nu, domnule, e propunerea lor. Noi analizăm tot ceea ce face PSD-ul în această perioadă și peste 2 ani de zile sau 3 ani când vin la vot, îi dăm jos, domnule, n-ați respectat nimic. Noi tot timpul așteptăm să ne spună ambasadorul Americii, credeți că ambasadorul nostru are curajul din America să spună ceva către Donald Trump? Ce anume să ne spună ambasadorul Americii? Să-i spună nu, ambasadorul României la Washington. Nu, a zis de ambasadorul Americii. Ce așteptăm să ne spună ambasadorul Americii? Dar nu, toți așteaptă de la ambasadorul Americii să ne spună luați-o în stânga, în dreapta. Nu, domnule, noi avem țara noastră, da, pe care o iubim, în care vrem să trăim cu copilul. Nu sunt din țara asta cum o fac toți. Și să rămânem aici, să ducem țara asta mai departe. Stați liniștit că nu vin americanii peste noi. Noi aveți impresia că americanii vor să vină peste noi și... Dar îți peste noi, nu că îți lângă noi. Credeți că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi, americanii sunt în altă parte. Mă uitam aseară la Zena 3, ce revoluție am avut noi în România. Toți șefii de servicii secrete povestesc cum au rezolvat ei revoluția. Dar, dom'le, hai să ne asumăm fiecare dintre noi votul. Când mergem la vot, tineri, da, să nu mai votăm niciodată pe PSD dacă nu-ți corect, pe PNL. Haideți să votăm programe. Ne dăm tot timpul cu părerea că președintele are niște atribuții. Serviciile secrete la fel au atribuția să aibă grijă de țara noastră, să dea informații președintelui față de cei care vor rău acestei țări din afară. Cum ar fi americani. Cine greșește să plătească. Nu americanii, că americanii buni. Îți niște parteneri strategici pentru noi, Marius, perfect. V-ați făcut înțeles. Am zis înțelept. Te pup și doresc succes. La revedere. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Președintele să stea în treaba lui, guvernul cu treaba lui. Numai că, vedeți dumneavoastră, fiecare are un mandat. Și președintele are un mandat. A dus, sau cules, să zicem așa, la vot în 2014. Iar mandatul respectiv
îi impune președintelui, sau mai bine zis responsabilitatea președintelui primită prin vot de la cetățeni în 2014, este să nu fie dezinteresat de ce se întâmplă în țara asta, pentru că la un moment dat alegerile parlamentare au fost câștigate în 2016 de niște oameni care nu au vorbit atunci nici despre schimbarea legilor justiției, nici despre split TVA, nu mai vorbim de lucrurile astea de acum. Deci, atenție, fiecare are mandatul lui. Cine țipă că noi am câștigat ultimele alegerile, uită că au câștigat alegerile pe un anume tip de mandat. Și președintele Iohannis are un mandat, acela de a fi președinte și de a exercita exact acest tip de control, dacă e cazul. Bună ziua, Laurențiu! Vă salut, să trăiți! Vă ascultăm! Voi fi foarte scurt, mai ales că dumneavoastră sunteți un analist economic. Totul se rezumă la bănuți. Unu. Nu cred. Am două variante. Așa. Va vedea timpul dacă am dreptate sau nu. După ce au câștigat în fanfară alegerile, PSD-ul, au crezut că a venit vremea lui Năstase și toată lumea să fure. Numai că Dragnea a dorit să fie un fel de Băsescu, să-și facă clanul lui, să fure numai el cu apropiații. Chestie care eu zic că a adus nemulțumirea baronilor. Asta s-a întâmplat. L-au susținut din spate pe... Care baron sunt nemulțumiți în momentul de față? Păi cei care cred eu că n-au ajuns la cașcaval. Cei care nu sunt dar în cașcaval lui... sunt la cașcaval lui... toți. Au și administrația locală, prin inclusiv da, fondurile cu Sevil și Aidech, erau și așa mai departe. Sevil împărțea bănuți. Așa. Și Sevil cred că împărțea bănuțul la dispozițiile lui Dragnea. Dacă unul nu stătea în front, cum zicea Dragnea, nu mai primea bănuții. Păi și ce baron l-au atacat pe domnul Dragnea? Că nu l-au atacat. S-a dovedit că domnul Tudose era Rambo, la fel ca și Grindeanu. Și credeți că Tudose s-a dus el de nebun de unul singur fără să aibă o susținere? Până acum nu avem dovezi că ar fi altfel, să știți. Păi nu o să tranșeze niciodată nimeni în față, în PSD. Da, domne, noi îl susținem pe Tudose. Decât să se facă o masă critică mult mai mare. Iar a doua variantă pe care o am, e discutabil ce am spus până acum, este că au ajuns la fundul sacului și cred eu că de la bun început, în urma promisiunilor, și-au dat seama că nu le pot face și atunci, ca să nu-și țină promisiunile, pentru că nu le pot așa, face, nu sunt sustenabile din punct de vedere financiar, hai să creăm haos. Și totdeauna va fi răspunsul, domne, noi am vrut să facem programul de guvernare, dar nu ne-a lăsat Grindeanu, care s-a dat cu nu știu cine, nu ne-a lăsat Tudose, care s-a dat cu nu știu cine, nu ne lasă Soros, nu ne lasă președintele, dar noi să știți că noi am vrut să vă dăm și bănuți, am vrut să vă dăm și pensii e mari. E foarte tentant acest scenariu al dumneavoastră, dar îi lipsește, din păcate, o componentă esențială. Nu, deci dacă vor pleca de la guvernare, nu vor mai putea să-și rezolve problemele penale. Nu cred că vor pleca de la guvernare, pentru că aici are un joc, cum a spus dumneavoastră, fiecare are prerogativele sale. Președintele nu se va risca să nu-i nominalizeze, întrucât va cădea asupra lui, bineînțeles, nefondat, anatema că destabilizează țara, Laurențiu, dacă nu nominalizează. Laurențiu, da, vă rog. Deci, da, vă rog. Am foarte multă apreciere pentru ipoteza pe care dumneavoastră ați emis-o pe acest final de emisiune și vă propun să închidem cu ea. Pentru toți ceilalți, vă reamintesc, Laurențiu a spus așa, s-ar putea să-și fi dat seama că nu mai pot duce mai departe țara după tot ce au făcut cu majorarea de salarii și atunci fac haos pentru ca altcineva să-și asume responsabilitatea. Urmăriți cu mare atenție, eu cel puțin asta fac, retragerea planului împotriva justiției pe niște proceduri parlamentare. Uitați-vă că se duc discuții în aceste zile și cred că astea au fost, de fapt, negocierile acolo între Tudose, Dragnea și Tăriceanu, ca modificările de legi în urma cărora ar trebui să scape foarte mulți penali, inclusiv domnul Liviu Dragnea, să se facă prin Parlament. Altfel spus, s-ar putea să fie abandonat guvernul. E doar o teorie deocamdată, dar e una care merită urmărită. Vă mulțumesc! BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM. Și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.